Bun găsit! Când spunem comportament stradal, cel mai adesea ne ducem cu gândul la oamenii fără casă și la dependența lor de mediul stradal. Adesea acestea sunt probleme mari ale societății, pentru care soluțiile sunt încă parțiale. Noi, ceilalți, trebuie să avem grijă de asemenea de comportamentul nostru. Dacă avem un acoperiș deasupra capului și avem posibilitatea să ne plătim chiria, ratele la bancă, cheltuielile de întreținere și cele zilnice, putem spune că suntem fericiți. Dar este important să fim și manierați. În primele zile trăite de mine în capitală, în București, am avut parte de o întâmplare urâtă. Urcam scările unui pasaj pietonal, iar în fața mea urca scările un așa zis domn. La un moment dat, domnul se întoarce și, fără să se uite în spate, își aruncă flegma fix prin fața ochilor mei. Dacă eram o treaptă mai sus, acea flegmă era chiar în ochii mei. Iar zilele trecute, mergând pe stradă, la un moment dat, un bărbat care era în mașină pentru a se revolta pe un alt șofer care parcase mașina neregulamentar, a ieșit din mașină și a scuipat pe parbrizul acelei mașini parcate greșit. Am vrut să atrag atenția asupra acestor aspecte care nu fac deloc cinste persoanei care le practică. Comportamentul nostru de pe stradă, ca pieton, trecători, vizitatori, în drumul către școală, facultate, muncă, pentru a se încadra la manierat, civilizat, nederanjant, este bine să respecte anumite reguli. Primul lucru de care trebuie să ținem cont când ieșim pe stradă este felul în care apărăm. Să fie un aspect îngrijit, să fim curați, să fim îmbrăcați decent, iar părul pieptănat. Aspectul îngrijit trebuie să-l avem chiar dacă ieșim până la colțul străzii pentru a lua pâine, adică să nu ieșim în pijama sau în halatul de baie. Nu se fumează și nu se mănâncă pe stradă, oricât de grăbiți și de înfometați am fi. Dacă totuși ne este foame și ne luăm un covrig, putem să-l mâncăm într-un loc mai retras. Nu ne pieptănăm sau nu ne tăiem unghiile pe stradă, nu ne refacem machiajul, nu ne ridicăm ciorapii și nici nu ne curățăm pantofii pe stradă. Când ajungem față în față cu cineva, trebuie să ocolim persoana respectivă pe partea dreaptă. Limbajul folosit trebuie să nu polueze fonic. Este de ajuns că este zgomotul de la mașini. Nu mai este nevoie să se țipă și să se spună cuvinte jignitoare, înjurături sau să se facă semne obscene. Nu vi s-a întâmplat să mergeți în drumul vostru și să treceți pe lângă grupuri de adolescenți sau chiar oameni maturi care să înceapă să spună diverse la adresa voastră? Ca trecător, poți să eviți pe cât posibil astfel de adunături, să taci, să nu ripostești și să mergi cât mai departe și cât mai repede. Este frumos să nu ascultăm discuțiile celorlalți și să nu intervenim în discuțiile lor, chiar dacă subiectul ne interesează. Nu aruncăm pe stradă obiecte, peturi, chiar dacă sunt biodegradabile. Doamnele, domnișoarele care poartă fuste lungi sau rochii lungi atunci când se deplasează, trebuie să-și ridice rochia până la nivelul gleznei și nu mai mult. Rochia sau fusta se ridică folosind o singură mână. Ridicarea cu două mâini este considerată vulgară. Nu strigăm pe stradă, chiar dacă zărim cunoscuți, rude sau prieteni. Dacă vedem pe cineva cunoscut la fereastra blocului sau casei, doar o salutăm. Nu purtăm discuții cu aceasta. Nu privim fix o persoană care ne trezește interesul sau curiozitatea. Deci nu privim fix o persoană îmbrăcată excentric, o persoană cu dizabilități sau o femeie, un bărbat pe care îi considerăm frumoși. Nu facem remarci cu glas tare despre alte persoane. În cazul în care este vorba despre accidente, totuși ne putem implica în a da o mână de ajutor, însă numai dacă ne pricepem. Nu vorbim la telefon tare și nu vorbim mult. Dacă scriem mesaje sau e-mail-uri pe telefon, trebuie să menținem ritmul de mers constant și să fim foarte atenți să nu intrăm în cineva sau să încurcăm circulația. Astfel că e bine să ne retragem pe partea dreaptă a trotuarului până terminăm ceea ce avem de făcut. Dacă în drumul nostru lovim pe cineva din greșeală, trebuie să ne cerem scuze în mod politicos, gen, pardon, vă rog să mă scuzați, replici la care răspunsul firesc ar trebui să fie unul de tipul nu face nimic. Este civilizat să privim cu discreție în casele și curțile oamenilor și trebuie să menționez că nu este deloc manierat să vezi oameni care scuipă pe stradă sau care urinează pe stradă. Iar aici nu vorbesc numai de oameni ai străzii sau de persoane sub influența alcoolului și a drogurilor. Acestea au fost doar câteva din aspectele cu privire la cum ar trebui să ne comportăm pe stradă. Până data viitoare, vă doresc numai bine și m-aș bucura să puneți în aplicare toate aceste reguli de bune maniere.
La revedere!